Bună dimineața, dragii mei, și suntem la Dale Dimineții, aici la Hunedoara 1 TV. Cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi avem o ediție specială. E o emisiune altfel, o emisiune cu oameni care fac, au făcut și vor face lucruri minunate. Vor reuși, sunt convinsă pe parcursul acestei emisiuni, să ne aducă într-o altă lume. O lume diferită decât cea pe care noi o trăim zi de zi. Pentru că acești oameni cu credință în Dumnezeu, cu respect pentru credință, pentru ce înseamnă această țară, cu un respect deosebit față de tradițiile noastre naționale, de ce am primit, dragii mei, de la strămoșii noștri, au adus până în zilele noastre și cu ajutorul lui Dumnezeu le vor duce și mai departe. Alături de mine, în platou, în această dimineață, familia Bulls. Tezaur uman viu, nenea Pera Bulls. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumim pentru invitație! Și alături de domnia sa, Jenel Bulls. Cel care va duce mai departe, sunt convinsă de asta, tot ceea ce a învățat de la tatălui. Bună dimineața, Jenel! Bună dimineața! Și îți mulțumesc într-un mod special, pentru că eu am insistat un pic la tine să vii la emisiune, pentru că tu nu prea apari așa în spațiu public. Ești mereu lângă tatăl tău, eu te-am văzut de nenumărate ori, dar nu apari așa în spațiu public. Așa este. Îți mulțumesc. Cu mare drag. Și mulțumesc, dragii mei, la toată familia Bulls, care nu e aici, din păcate, dar cu ajutorul lui Dumnezeu vom lua calea, vața de jos. Vața. Dar nu știu cum se spune, veței, calea veței de jos, da. Zic bine? Da. La primăvară. Și mai împlinim un vis. Și mergem acolo acasă să o vedem și pe tanti Jenny. Da. Și pe soția lui Jenel, pe Diana, o salutăm, îi spunem că iubim. Și pe mezinul familiei. Pe Darin. Pe Darin. Zic bine? Darin sau Darin? Darin. Darin. El e cel care are grijă de comora noastră națională. E tezaur uman viu, dar e comoara noastră națională. Și cumva nenea Pera a reușit cu două mâini să pună județul Hunedoara pe harta lumii. Mulțumim! Cu multă plăcere, dar când simt că lângă mine este sufletul meu, Jenel, parcă am o emisiune mai deosebită și dumneavoastră știți să le îmbinați, să le... Ăsta și așa mă străpung chestiile astea și amintirile astea la care eu mă gândesc din discuții ce a fost și cu Darin, pe cât are el grijă de mine și de viața mea, rămân impresionat de multe ori. Și asta e tot datorită creșterii din familie, cum zic unii. Viața de familie te formează și te va da și felul lui de a fi așa. Îi mulțumesc din suflet și pe această cale. Și vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că foarte frumos ne-ați pregătit și sper să fie și mai pregătită treaba când veniți la Vața. De fiecare dată ne primiți cu brațele deschise. Noi venim la Vața cu foarte mare drag. Dumneata mereu ne-a invitat acasă la dumneata. Eu și Rosi tot promitem. Bună dimineața, Rosi! Noi tot promitem că venim și la un moment dat o să și ajungem să vedem acolo la... E, Jenel, un om diferit când e acolo acasă la Vața și când vine la Deva sau pleacă din Vața la concert în țară? E același om. Ori în concert, ori la interviuri, ori acasă la agricultură. Pentru mine și agricultura e un interviu. E o artă. De multe ori vin vecinii mei de acolo, că toți țin la mine. Și auzi, Pera,
mai bine cântă cu taragot o cântare decât să te văd că umbli cu tractorul și cu nu știu. Măi, măi, oameni buni, parcă sufletul meu e să văd că fac ceva, să văd că prosperăm, că nu știu ce, nu știu cum. Atunci zice, Doamne, își fac cruce și zice, tu ești făcut pătăi, ce zice? Lasă, zice, că ai tu destule, nu, și vine și în el. Ticule, mai lasă utilajele, lasă că mă ocup eu, mai vedem cum facem. Bă, zic, nu mă mai tăzăpășesc de cap, lasă că eu fac, că e o plăcere pentru mine. Să iau și tractorul, să mă duc la câmp, să văd cum se întoarce brazda, cum, parcă, eu, cum cântă păsărelele pe acolo, opresc tractorul de multe ori și ascult, și ascultă vuietul crișului, ascultă astea păsările cum cântă în natură acolo, cum cântă gândacii pe acolo și atunci mi-e ciudă pe ăștia care vreau să facă friptură din ei. Și vă rog să mă credeți, viața e frumoasă dacă știi să o trăiești și pui suflet pentru orice. Așa cum faceți dumneavoastră cu acțiunile astea pe care le faceți. Eu când îl aud, până neapărat când ne mulțumește mie, care n-am existat fără oameni speciali, noi ăștia care suntem în viața publică, nu doar presa sau prezentatorii de televiziune, toți ceilalți, pentru că noi nu am existat și n-am avea bucuria luminii dacă dumneavoastră nu ne-ați fi învățat o lecție de viață. Adică am mai spus-o și în alte emisiuni de când am revenit la Dale Dimineții, am avut o teamă când am plecat din țară. Înainte să plec am avut o dorință și am făcut acea emisiune scurtă, pentru că așa au fost vremurile și așa a fost la momentul ăla situația. Iar când am plecat, am plâns, dragii mei, și am prieteni care știu și am zis, dacă nu o să-l mai prind în viață. Iar când m-am întors, ne-am întâlnit la Brad, în Casa de Cultură, la o ceremonie. A fost atât de mare bucuria când v-am văzut, încât nu mi-am putut opri lacrimile de bucurie. Cu ajutorul lui Dumnezeu ne-am întâlnit din nou și uite că tot el ne-a oferit această cale să stăm aici de povești. Nu va fi o emisiune despre cântat, deși au instrumentele la ei și cu siguranță o să ne încânte. Eu îmi doresc o emisiune să stăm de povești la gura sobei. Așa cum îmi povesteați înainte de emisiune că stăteați pe vremuri acasă la dumneavoastră cu părinții, cu neamurile, cu vecinii. De unde din copilăria dumneavoastră cineva cu siguranță v-a îndrumat spre a duce toate tradițiile astea mai departe? Că e sigur că pe vremea lui Ceaușescu noi tot povesteam, a fost foarte greu să păstrăm aceste tradiții. A fost cumplit. Eu știu că și eu am avut în familie pe tatăl meu care trebuia să facă lucrurile într-un fel. Dumneavoastră ați reușit, dumneavoastră ai reușit cumva să depășești acele momente și să duci aceste tradiții mai departe. Cine a stârnit prima dată această dragoste? Părinții, bunicii, vreun vecin? De unde dragostea pentru folclor? Pentru mine parcă a fost imprimat de undeva și știu de unde. Părinții mei s-au născut acolo la deal, la Bujoara, în Vața de Sus, unde m-am născut eu, de fapt. Și ei au petrecut cu părinții preasfințitului Arsene Boca. E? Și acolo stăteam, parcă și acum văd, dealurile alea, apa cristalină care curgea în izvoare, care zicea, taică meu câtă mine, să bei apă de acolo din izvor, că e foarte bună, e foarte sănătoasă. Stai la vaci acolo, pe lângă izvorul ăla, să bea și vacile apă când. Și mă uitam cum cădeau frunzele din copaci toamna. Și atunci am făcut eu o melodie, Frunza, care cădea, parcă era altă frunză, așa alene cumva, parcă n-ar fi vrut să se ducă pe apa aia cristalină. Dar
Acolo stăteam și cântam. Prima dată, când eram mai micuț, cu toba. Aveam o tobă mică și cântam așa, striga taică-mi de acolo. Pera, cântă mai tare, să auzim și noi. Atunci, ra 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 ra, și băteam pe tobă și cântam. Și așa, au trecut ani, am luat fluierul, am luat să fluierul, am luat vioara. Am lăsat vioara și am ajuns până la urmă la clarinet, la taragot. Și am cântat pe zona aia, pe acolo. Parcă mă îmbia ecourile alea superbe, cristaline, care le auzam și vocea aia, sunetul ăla a taragotului, cum suna acolo, și mai stăte, mă opream și s-auza ecoul ăla din păraia de acolo. Și de multe ori merg cu Jenel pe acolo și zic, uite Jenel, uite așa, 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 da, ticule, așa, așa era, acum avem stații de amplificare, și acum dăm la ecou acolo și s-aude. Da, și așa am trăit clipele până ne-am mutat de acolo. Și a fost, cum să vă spun, o viață plăcută, o viață liniștită. Nu așteptam elicoptere și nu știu ce. Fără așteptam... Și fără ceas. Fără, era o liniște deosebită, era extraordinar. Când mă bucur cum se înțelegeau și făceam întâlniri seara. Acolo, în deal, unde era o casă, aici una la nu știu câte sute de metri. Și îmi aduc aminte cum vineau toți bătrânii, care de vârsta aia. Vineau și ajutau la sapă, la cules de prune, la adunat de fân, totul. Dacă era ceva să îmbolnăvea careva, imediat vineau și să vadă care-i treaba, bă, uite, fă așa, fă așa, și eu împățit așa, bă, cu tare, ia ce ai de păpădie, ia ce ai de rostopască, ia ce ai de mănâncă corne, mănâncă nu știu ce. Adică toate astea erau naturiste, naturale. Și ideile astea și înțelegerile astea între oameni erau extraordinare. Și de multe ori stau de vorbă cu Jenel și mergem pe acolo, pe dealurile alea și zice, vai, frumos, ce viață frumoasă, liniștită au avut bătrânii. Aveau și de lucru, ăsta e adevărul. Că nu erau tractoare și puneau boii și vacile la carla. Dar liniștit cât puteau, făceau. Ăsta totul era în funcție de posibilitățile de atunci. Cum s-a schimbat viața dumneata când ai coborât mai la vale și ai venit mai la civilizație, spunem noi, de acolo, la Vața? Cum s-a schimbat viața dumneata? Prima dată am stat chiar în sat, în Vața de Sus, acolo cu într-o casă mare, era unde a fost o școală austro-ungare. Și parcă așa cum văd, scria și școala acolo pe o tablă. Și după ce au plecat ei, au rămas oamenii în proprietățile lor și am stat acolo, dar nu mult, vreo 3-4 ani am stat. Și ne-am mutat în Vața, în satul Basarabasa, unde deja tata meu, fiertat, făcuse o căsuță confortabilă unde puteam să stăm și o șură, cum zicem noi, pentru animale, ca să aerea pe primul plan, înaintea casei. Să poți să ai animale, deci să avem ce mânca. Să avem vaci, să avem porci, să avem ce trebuie. Și uite așa ne-am localizat în satul Basarabasa, unde am început o viață nouă, eu am început la școală în sat acolo. Și foarte frumos a fost, eu am început cu muzica, pe cursul anilor am progresat, am... Mergem și la progres, nu vreau să trecem de povestea cu vioara, că eu o știu, dar vreau să o știe și telespectatorii. M-a părât general, precis. Nu, dumneavoastră, tale mi-ai spus mie la un interviu și eu am ținut minte, pentru că eu mereu țin minte ce spui dumneavoastră. Care-i povestea cu vioara? Cum ai trecut de la vioară la taragot? Acum, să fiu clar, vioara îmi plăcea foarte mult. E cel mai universal instrument. Și la un moment dat, n-am o vioară, totuși era bunicică, dar
acordând-o într-o zi, într-o duminică dimineața, pang, 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 erau cors, cum o să acum făceam, din cablurile electrice, tăiam sârbile și făceam corzile. Și se rupe o cordă de aia și îmi crapă buza aici. Când văzui o sânge, nu știu ce, nu mă o luai de gât. Au considerat un pericol. Și aveam o grămadă de pietre acolo, că eram în construcție tot timpul, ani de zile. Cu vioara. Gata cu vioara. Da, mai, mama mea o văzut din casă și o strigă, Aurel, hai să vezi că pe aia îmi pare că sparsă vioara. Lauta, că așa zicea lui. Lauta, îmi pare că sparsă lauta. Vine taie că... El, ca să nu mă supă, râzând. Dar ce-a făcut peruța dragă? Zic, nu mai îmi trebuie asta, nu mai îmi trebuie. Ori trec pe Torogată, zic, ori eu nu mai îmi trebuie de asta. Am și de ce-o spărsăși? Uite-te ea. N-o las că-ți trece, nu m-o lua. Întotdeauna era felul lui. Știa să aplaneze situația. Și așa am încheiat cu partea viorii. N-a mai vrut nimeni în vioară. Nu. Aveam un învățător. Și de câte ori vinea, că trecea pe lângă casă la mine dimineața, să mergem la școală, că era a patru clase în sat acolo. Să-i cânt altă melodie. A doua zi, altă melodie. Și eu îl învățam și prindeam repede și... La un moment dat zic, las că mă scăpi o dată și din melodii și din vioară. Și așa a vrut Dumnezeu să mă scăpi. Și atunci intrai pe instrumentele de suflat, pe clarinet, pe urmă intrai pe taragot, și așa mi-a ajutat Dumnezeu să parcurg tinerețea, viețile, pe ani care au trecut. Taragotul la vremea era un lux. Acum am vrut să spun, taragotul nu e, dacă eu nu greșesc, taragotul nu e un instrument din Ardeal. Tot la Vața am învățat asta, la Festivalul Taragotului am aflat că taragotul este un instrument din Banat. Pe care dumneatale l-ai din Banatul de Munte. Cum ai prins dumneatale drag de asemenea instrument care nu îl întâlneai în vorba aia la noi, așa la tot pasul? Fluiera, bun, ok, nu știu, chiar și vioara, la baluri, la lauta. Dar totuși, taragotul... Păi bine, m-a încântat o discuție avută de bătrâni. În satul de lângă Vața, în Târnava de Criș, a fost un taragotist, Șoica, l-o chema. Și în al doilea război mondial, el a avut taragotul cu el pe front. Și într-o dimineață, era nu știu ce sărbătoare mare, o scos taragotul și-o dat niște semnale și-o cântat. S-au oprit toate luptele, s-au oprit... focul de mitralere, de glonțe, de nu știu ce, și-au reșit oamenii din tranșee afară și-au aplaudat. Și el a ieșit cu taragotul și-a cântat. Și s-au legat unele prietenii între dușmani și ăștia alalt. Și zice că a ieșit o chestie extraordinară. Dar nu a fost singurul caz. A fost și în Banat. Exact aceeași situație. Da. Luță Ioviță, da. Dar ăsta a fost primul, Șoica. Pe urmă a fost și Luță Ioviță, el a fost mai tânăr ca și Șoica. Deci că nu era nu știu ce taragotist, dar știa să cânte doide. Nu cântau... Tonurile instrumentului, probabil. Da. Da. Și dumneatale ai rămas cu amintirea că taragotul aduce pacea. Da. Și prietenia. Pacea și sunetul ăla pe mine m-a impresionat, cum au auzit dușmanii sunetul ăla și l-au aplaudat imediat, au reșit dintre așa aplaudat și l-au respectat pe ăla, zice că e extraordinar și n-au mai tras un cartuș pe urmă, fiecare s-au deplasat, s-au retras de pe front acolo. Dați-vă seama ce-a fost asta. Pe urmă iar a început... Războiul s-a dus la capăt, nu s-a oprit. Da. Dar sunetul taragotului aduce pacea. Uite, asta nu am știut. Uite, mereu avem de învățat. Da. Și în Banat, tot în timpul războiului, aceeași întâmplare... Deci am citit și eu. Da, da. Uite, n-am știut. Se găsește, da.
Deci taragotul, până la urmă, sunetul lui se pare că e deosebit bine și pentru noi ăștia surzi, așa, și anti-muzică, ca mine, care nu prea pricepem. Știu cheia sol, am învățat că există și cheia fa, Bogdan Toma, aici mai avem de învățat și Ovidiu Pintilei, cei doi nu m-au învățat că există și cheia fa. S-au râs de mine, Nenea Păra, vreo două emisiuni, că eu tot cu cheia sol în sus, cheia sol în jos. Și nu m-au corectat să-mi spună, măi, fată, există și cheia fa. Dar m-a învățat un alt profesor, domnul Tiberiu Coconeț, mi-a explicat că există și cheia fa și, pe urmă, bineînțeles că m-am luat de prietenii mei. E clar că acest instrument aduce altceva în viața noastră. E clar că dumneata le-ai reușit să cucerești, nu războaie. Dumneata le-ai cucerit lumea cu acest taragot. Și vreau să ne aducem aminte, dacă putem, care a fost primul dumneata spectacol. Bine, presupun că pe la școală, pe la grădiniță, pe acolo ați început. Era la Vața. O sală frumoasă cu scenă acolo și cântam și de-abia așteptam să vină ziua când aveam spectacol, cu școala, bineînțeles. Și la toate astea eram aplaudat de public, eu tânărel și începusem cu taragotul și cântam și ce frumos era. Și la un moment dat zic eu, bă, trebuie să mă duc și mai departe. Și vineau de la cultură, zice, bă, Feciorule, nu vrei să vii la Deva, la un spectacol, la nu știu ce? Mă gândeam, cum să vin? Nu aveam orchestră, cântam noi câțiva elevi acolo. Da, hai că vii, că te acompaniem noi, rezolvăm noi acolo la Deva. Și așa am început să parcurg scene mai mari, până am ajuns pe scenele mari. Și acum facem un salt în timp. Dar ne întoarcem la copilărie. Care a fost cea mai mare scenă? Care a fost evenimentul cel mai impresionant pentru dumneata în carieră? Unde ai simțit dumneata că asta voi ține minte pentru totdeauna? Sunt mai multe, dar unul, în cât a fost festivalul de la Reșița? În 79, nu? Aveam 8 ani pe atunci, nu? Nu știi tu, dar eu tot îmi pare că și el nu a fost cu mine. Pentru că foarte mulți ani deja sunteți împreună. Eram la un spectacol la Reșița și eu aveam taraful de vreo 50 de persoane. Taragote, saxofone, tobe mari, tobă mică, complex, ceva. Și era un festival, era zona Banatului la Reșița, vă dați seama, era... Când a intrat Vața, și am început noi cu Țarina de la Abrud, toată sala s-a sculat în picioare și aplauze și juriu. Era Emilia Comișel, era președinta juriului. Eu eram cu Paraschiv Oprea, dar eu o dirijam, că mă numiseră pe mine dirijor, și pe Paraschiv Oprea l-aduceau pentru pregătirea formației. Nici o notă în plus, totul să fie autentic. Extraordinar cum a sunat taraful și cum s-a prezentat. Și la un moment dat, că și la Jenel îi place când aude înregistrări de ele vechi. Știi? S-a săturat și el de modernisme din astea, parcă sună mai plăcut alea. Și la un moment dat, era, strigă Emilia Comișel, oprește! Nu mai putem continua. Trecut sunt mai mult de jumătate de oră. Noi tot cântam. Fel și fel, atunci îmi vineau melodiile, mi le transmitea Arsene Boca, sau Dumnezeu al Duitul, îmi trimiteau ce melodie să cânt, care prindea. Și apoi cântam și opream și cântam câte o doine la taragot pentru și preluam, cântam eu și făceam semn la ceilalți să continue. Și, ce frumos a fost! Pera! Încheie, că nu mai putem continua programul, Emilia Comișel. Mai cu nu știu care era acum. Și atunci noi ne-am oprit și am cerut scuză publicului și vom cânta pe treptele Casei de Cultură. Ce să vă spun, că s-o golit sala. S-o golit sala. Și am început noi acolo pe treptele, cred că ore întregi am tot cântat.
acolo melodia. Era plăcut. Și zona folclorică era plăcută și Banatul la înfrunce, cum s-ar zice. Dar au început să stilizeze melodiile sârbești. N-ați văzut că deja și soliștii încep să cântă sârbește și sunt frumoase, sunt foarte plăcute și îmi place și mie. Îți dă joc și de voie bună, da, dar nu-ți dă inima albastră. Mai autentic Românesc. Ceea ce trebuie să fie, de fapt. Să păstrăm tradițiile noastre, pentru că numai așa ne putem respecta ca națiune, ca folclor. Prin astea, prin obiceiuri, prin folclor, putem păstra mai departe tradițiile noastre românești. Și le-a plăcut foarte mult. Pe urmă, alte aspecte așa, unde am fost la spectacole mari și am fost distins cu premii, lăudat pe acolo și m-am bucurat. Cel mai frumos spectacol care l-am făcut a fost la televiziunea română, unde am participat alături de Mitru Farcaș și de Luca Novac. Eu eram în mijlocul lor, ei pe alături și zice o scenografă, zice, mă, ăștia nu încă pe covor, că-s prea mari. Era un covor care mergea către microfon. Atunci eu m-au zis, zic, o să avem loc toți. Și au început toți, Mitru cu lui, eu cu mele, zice, pera tu să cânti de la Moscova. Eu când e în Valea Mureșului de acolo și Dovac din Banat. Și așa am cântat toți trei, pe urmă ne-am retras pe o ardeleană, de a mea frumoasă, am venit înapoi. Au început ăștia din sală, că toți instrumentiștii au fost plasați pe sală. Și atunci, la un moment dat, când am vrut noi, am început o melodie, s-a urculat aia între oameni de acolo și au început din sală să gândeam, ce să vă spun, ceva de vis. Aveam, cred că vreo 5-6 ani, când a fost spectacolul ăsta. Îmi amintesc așa ca și un vis, când s-a ridicat lumea, ceilalți muzicanți din sală, dintre, că nu știa nimeni că ei au rolul să continue și început să taie cămiu cu Luca Novac și cu Dumitru Farcaș pe scenă. Deci s-a speriat lumea. Toată lumea s-a speriat, nu știa ce se întâmplă. Vă dați seama că erau, cred că 50 de instrumentiști în sală, printre spectatori, care au început să cânte și ei, în sală. Extraordinar. Și-mi amintesc și eu... Poate e cel mai important... Cea mai importantă amintire din viața mea, pentru că cei doi Dumnezeu să ierte nu mai sunt, am mai rămas eu, dar nu știu cât, cât o vrea Dumnezeu. Mai rămâi neapărat aici. Mai avem nevoie de... Mai avem treabă cu dumneatale, uite. Încerc, de foarte multe ori, încerc să-mi aduc aminte, dragii mei, când l-am văzut prima dată pe Neapărat. Nu reușesc să-mi aduc aminte. Eu localizez undeva în memoria mea, de curând a fost Maria Dan Păucean, a fost invitată la colega mea la Ellis Ursula emisiune și mi-aduc aminte, am niște poze acasă de la târgul de la Găina. Eu cred că eram undeva la 6-7 anișori, cam acolo. Mergeam, era mai mică când am început să plec cu taică meu cu ansamblu și să-l urmăresc peste tot. Dar acolo cred eu că am prima amintire cu dumneatale. Cred, nu sunt sigură. În schimb, dragii mei, am participat la foarte, foarte multe festivale Cântarea României, inclusiv la București am fost, după taică meu. Am fost la Zalău, am fost la Arad. Eu mi-aduc aminte și nu o să uit niciodată că tata meu spunea, pregătiți-vă, intră fața, toată lumea în sală. Era mereu acel moment, da, în care taraful de la vața era cumva momentul special al evenimentelor. Cu toții plecau cu inima să câștige, că așa era Festivalul României, să duci acasă trofeu, să-ți faci județul mândru. Dar eu mi-aduc acele momente aminte în care fugeam din culise, prin sală, că intră taraful de la vața. Da, eu am amintiri cu dumneatale pe scenă
foarte de mică, pentru că am mai spus, am crescut în chiar dacă eu eram din județul Alba și era aici județul Hunedoara, tatăl meu a păstrat cumva legătura cu județul, pentru că a fost regiunea Hunedoara, au fost foarte buni prieteni cu Liviu Oroz, Dumnezeu să-l odihnească, și mereu trăgea în această zonă. Într-adevăr, Jenel, îți dau dreptate. Când intrau în scenă, te treceau fiorii. Eu încă mi-l aduc aminte și am acea imagine cu nenea Pera foarte tânăr. Eu sunt născută în 74, deci vorba ta, cred că aveam vreo 5-6 anișori pe vremea aia, pentru că am prins destul până la Revoluție. Nenea Pera, mergem un pic mai departe și vreau să ne întoarcem acasă la Vața, să nu purcedem spre zilele noastre, și ne întoarcem la Pantijenii. Cât de greu i-a fost când dumneata l-ai început să devii vedetă. Astăzi e ușor că avem canale. Pe vremea aia aveam 2 ore de televiziune, vorba aia. Spectacolele erau la televizor unele, câteodată. Cât de greu a fost familiei să înțeleagă ce se întâmplă, că dumneata erai mereu plecat, așa era cu partidul, cu venea mașina, așa era și la mine acasă, chiar înțelegem și toți înțelegem. Nu cred că ați avut sărbători, așa, de Crăciun, de... No. Erai mereu plecat. Nu, și după ce am crescut, am plecat și eu. Și, exact, asta și vreau să te întreb. Pleca tata, pleca și fiul. Da. Cât de greu a fost familiei să accepte vedeta până la urmă, că dumneata deja aveai de foarte repede... un cuvânt de spus în folclorul autentic românesc. Ți-ai cucerit acel loc care nu putea un secretar de partid să zică ia la o parte. Cât de greu a fost acasă? Păi, nu a fost ușor. Și în ziua de azi vorbesc la orice mișcare. Și azi, de exemplu, ea a fost cafeluța pe masă pe când eu am fost îmbrăcat și a zis, ai grijă. N-ai uitat cu tare, n-ai venit Jenel, ai grijă de tică, tu vezi așa, vezi așa. Și azi îmi poartă mare grijă. Și chiar mulțumesc pe calea asta, pentru că a fost tot timpul atentă cu mine. Și o soție care nu-ți dă concursul, mai ales cum a spus dumneavoastră, veneam de la nuntă, trebuia să merg la chef sau la spectacol, la partid, nu știu unde, sau la nu știu ce. Și eu trebuia imediat să fiu curat, să fiu echipat, să fiu pregătit pentru așa ceva. Și ea era factorul principal care să introducea în treburi și să știe să le avea. De multe ori venea cu mine. S-o mândri cu noi. Și să mândrea și era făloasă că uite, te laudă, uite, ai făcut bine, ai făcut nu știu ce, dacă auza că am băut undeva. Și când ne-am îmbetat, așa era atunci, făceam chestii. Pau, mamă, ce îmi luam eu atunci, a doua zi. Păi zice, de ce așa, de ce, nu știu cum. Dar totul era până la un nivel, că știa să-mi plăce și capra și varza, știi? Și la un moment dat, zice către mine, zice, să știi că Jenel-i pe căile tale când începu el, să ai grijă de el. Și nu mai eram eu numărul 1, era Jenel. Trebuia să aibă grijă de 2. Atunci, vezi că vine Jenel cu tine, vezi așa, fii atent, așa, așa, așa. Și Dumnezeu ne-a ajutat și ea că a ajuns un instrumentist de mare valoare, un instrumentist bun, în care am tot încrederea și respectul. Și mulțumesc la Dumnezeu că mi l-a dat pe lumea asta și că e așa cum e. Și cu o familie deosebită. Și familie, păi și noră mea, și nepotul meu, Darin, pe toți dacă merg undeva unde e important. Și prietena lui Darin. Da, prietena. Văd o poză, eu n-am zis, am zis că se lăsa. Extraordinar. Ai grijă, tata, acum am avut un chef la Vața, la stațiune, când a fost? Săptămâna trecută. Întâi. De 1 decembrie, da. De 1 decembrie. A fost prezent
Tată, pere, să nu te iei după aia cu băutura, cumva, să beți acolo. Nu, dragă, nu, Adela, dragă, nu, nu, totul e în regulă. Și a părut bine cum am fost aplaudat de patronii, de la Cluj, de publicul care a fost acolo. Și era mândră, am văzut-o că e făloasă și ea, zice, socru, tata meu, zice. Mi-a plăcut foarte mult. E mare lucru când urmașii înțeleg ce valori au în față. Și trecem un pic la Jenel, să nu ne îndepărtăm, mergem așa cumva în paralel. Jenel, tu când ai înțeles prima dată că ce face tatăl tău ți s-ar potrivi? El nu a vrut să... Nici taică mă, stai liniștit. Nu, a văzut și e foarte greu. Cred că a vrut să mă protejeze. Protejeze. Exact. Dar știți cum e, nu știți să frică, nu scapi. Că, ori început vecinii să cânte, toți. Toți vecinii, unde erau beată în casă, cântau. Numai eu nu cântam. El ar fi, taică, și-ar fi vrut să cânt, că vedea pe aia, că tot, toată lumea cântă. Și mă, n-ar fi vrut, da, că tu faci școală. Școală. Și, așa. Nu puteam să mă las la vecinii mei, trebuie să cânt și eu. Și pe de ascuns, am luat aragotul, când era el plecat la serviș, azi un pic, mâine un pic, am învățat să cânt o cântare. O surpriză, când am venit eu de la serviș într-o zi, da. Mama sa era cu el mi-amintesc și cu taragotul. Momentul. Și începe Jenel și îmi cântă nu știu ce cântare. Eu am să leșem să pic jos când l-am văzut. Și ce frumos cânta și tonul de la taragot. Și bravo! Atunci m-am... Luminat! Da. Lasă școala și hai lângă asta tata! Asta a fost undeva pe la 10-12 ani, cred că. După care venea de la nuntă, de la anumite evenimente și lăsau colegii lui instrumentele acasă la noi. Mi s-a părut taragotul așa mai simplu, deși e mult mai greu ca și un saxofon, mult mai complex. Și mi-a plăcut saxofonul. Am luat saxofonul de la colegul lui taică, doamne iartă-l, Ghiță. Și am început să cânt un pic în el, să văd cum se aude. M-a auzit taică meu, zice, nu așa, uite, așa. Și când l-am auzit cum cânta ea, și muzică ușoară, și muzică populară, și, bă, zic, cu saxofonul poți să cânti mai multe genuri de muzică. Și mi s-a părut și mai ușor ca și taragotul. Așa, astăzi, așa, mâine, mi-a cumpărat un saxofon și am început să cânt la saxofon. Orice caz, pe la vârsta de clasa 10, așa să zic, mi-amintesc un episod că aveam un examen la o materie, nu mai știu, la română, la matematică, și colegii mă așteptau într-o vineri și mă uitam pe geam și colegii mă așteptau că aveam nuntă la Zimnicea. Colegii de formație, când făcusem formație cu băieți tineri, cu vârsta mea, mă așteptau cu mașina să termină examenul, să mă urc în mașină, să plecăm la Zimnicea, că sâmbătă aveam nuntă la Zimnicea. Nu dați seama cum și am scris eu de examenul ăla. L-ai luat, mai ții minte? Cred că l-am luat. Amintiri frumoase, care mi-aș dori să rămână, dragii mei, pentru că cu asta ne alegem. Mai ții minte prima ta sărbare școlară? Sau, mă rog, primul moment în care ai avut cele mai mari emoții când ai urcat pe scenă. Da, eram la Brad la liceu și am luat locul întâi la saxofon sopran la cântarea României la secțiunea folclor da. Pe liceu. Da. Fiecare erau premiază, unul la olimpiadă de matematică, unul la olimpiadă, mă rog, istorie, geografie. Și printre ei am fost și eu cu folclorul. Și zic,
totuși e bine. Și doar voi aveați, pentru că celelalte zone, eu mi-aduc aminte, nu aveam voie să participăm. Adică noi nu aveam instrumentiști care să poată să ajungă la nivelul de a concura la Cântarea României. Ce nu știu tinerii acestei țări e că Cântarea României nu ajungeai pe scenă, erai luat de la școală și gata. Cântarea României treceai niște etape ca să poți ajunge, erau de pe sate, comune, orașe, zonale, interzonale și la Cântarea României ajungea doar spuma. Eu mi-aduc aminte că niciodată nu reușeam să avem un instrumentist care să poată urca pe scenă, să ajungă la nivel de a cânta la Cântarea României, că n-aveam loc, frate, de vața, mereu. Doamne ajută! Vreau să mergem mai departe și să ne aducem aminte primul moment în care tu ai urcat cu taică-tău pe scenă. Dacă vă mai aduceți aminte. Or fost mai da, multe. Da, mai da, multe, nu, corect. Nu, undeva am trecut. Îmi amintesc că exact. Să organizase niște spectacole în care să mergea prin județ. Să mergea prin județ, până orașele mari. Chiar și la Alba Iulia cred că am fost atunci. Că era cu noi în spectacol Furduiancu și domnul Furduiancu. Și era cred că cu Hațegana, dacă nu mă înșel, era cu o formație de la Hunedoara. Cu Hațegana, nu? Sau de la Orăștie? Nu, de la Hunedoara. Și atunci a fost primul meu duet care l-am făcut cu taică-mă împreună pe scenă. Aveam punct instrumental care la spectacolele alea a fost prima dată. Ce a simțit Nenea Pera când a urcat a lui Fecior cu el pe scenă? Pe lângă faptul că el făcuse repetiție, era la fix, mergea cu saxofonul. Și m-am bucurat, ne-a spus, când ne-a spus la Jenny cum o cântat. Ea a început să plângă. Zic, de ce plâng? De bucurie. Dumnezeu a dat mână liberă să vă desfășurați și ea că să vă uniți și așa și nu știu. În fine, de astea de-a noastră, de familie. Eu mi-aș dori să păstrăm în amintire realitatea. Anii aceia ciudați, care noi astăzi ne aducem aminte și eu și genere mai puțin, că noi eram mai tinerei, n-am simțit așa tare comunismul. În vremea aceea făceai folclor, dar făceai folclor în timpul liber, că când aveai. Dumneatare aveai servici până la urmă, pentru că lumea nu prea știe toată viața din spatele artistului. Natalia lucra la mină într-o perioadă din viață. La mina Barza sau ceva de genul. Am fost la Clubul Sindicatelor din Gura Barza. Așa ceva. Și acolo mi-a dat Dumnezeu fericirea că vineau toți șefii de la partid, de la nu știu ce, și le trebuia formați artiste pentru mineri. Și eu eram ăla care organizam treburile pe acolo și bineînțeles și alții care... Dar erau instrumentiști, atunci ziceam, mă, eu pot să lucrez, să fac, dar trebuie ăștia să-i scoatem din producție și joi, pentru ăștia e pauză, la activități culturale. Și așa ne pregăteam și studiam și făceam, și totuși era o preocupare deosebită pentru activitățile artistice, că și la mineri. Nu numai sapa și lopata, îi trebuia și muzică să se mai distreze. Le și plăcea distracția. Da, și le crea posibilități, să știți, erau multe spectacole pentru mineri, pentru nu știu ce, la care aveam mare efect și rol noi cu instrumentele și cu treburile astea. Da, așa au fost atunci.
Erau alte vremuri și oamenii uită, din păcate, mie nu-mi plac alea cu regretabili, știi? Adică în anii ăia, hai să nu regretăm că au fost ani foarte grei, chiar povesteam înainte de emisiune, și să ne aducem aminte cu câtă greutate ducea mai departe folclorul. Trebuia să ai o adevărată valoare artistică ca cineva să-și permită să oprească un om din producție pentru a face ceva deosebit. Mie mi se păreau acei oameni foarte curajoși. Și vreau să povestim care a fost cea mai sofisticată, aș întreba eu, personalitate politică. Noi știm deja că dumneata le-ai întâlnit 11.000 de personalități politice din România și din străinătate. Și știm că ai dus cu mândrie nu doar folclorul, și steagul. Nu o să ne ajungă, cred că, nici 10 emisiuni ca să povestim în câte țări ați dus aceste tradiții și ne-ați făcut mândri. Dar care a fost cea mai sofisticată față politică, personalitate politică pe care ați întâlnit-o de-a lungul vieții? Păi, am cântat la Băsescu, am cântat la Iliescu, la Vața, că veneau, mai ales în perioada când era cu Țebea. Și veneau cu o zi înainte și trăgeam chefuri acolo de nu se vedea. Nu lucru. Era problemă că vin mai repede cu o zi când nu, era vorba de Vața. Nu, se distrau și nu știu ce. Și, da, Năstase, cum ăsta, cum îl chema, Ponta, parcă și acum văd ce chefuri trăgeam. Ăștia mai bătrâni se mai culcau pe la 1-2 noaptea. Noi rămâneam până dimineața la 6-7. Era frumoasă treaba și aveam și trupă ca lumea pregătită. Și din punct de vedere, vorba aia a respectului față de semenii noștri. Dar cel mai, cum să spun, la festivalul Marmurarului, de aici, de la Simeria, a fost Băsescu chemat. Și cu mai unul care era cu Marmura, în fine, nu dau eu atâtea nume acum, ce să vă spun, că a fost adevărat chef de ăsta, de oameni care le place și băutura, și cântările, și totul. Și jocul, și toate. Da, frumos, toate. Dar care e imaginea care dumneata le acum ai vrea să retrăiești un moment? Sunt ferm convinsă că nu sunt din astea politice și o să ne povestești imediat care e momentul pe care ai vrea să-l retrăiești din viață. Dar o personalitate politică care ți-a rămas așa dumneata în minte și ai zis, bă, cu ăla parcă aș vrea să mă mai întâlnesc. Năstase. Am fost, bine, în perioada când a fost el politic, pe urmă era mai pe ăsta și am fost la un chef la București, m-a chemat la el la masă, am cântat, m-au vorbit despre mine acolo, ce frumos! Adică am văzut un om politic care totuși nu a uitat că eu am fost pe la Vața, pe acolo și oricum. Și-a adus aminte, domnul da. Profesor, da. Și mai mulți, dar nu, uite, nu mi-a aduc aminte acum. A fost mulți care te-au impresionat, da. Dar el ți-a rămas în suflet. Care e momentul din viața dumneatale pe care ai vrea să-l retrăiești, dacă ai putea? Cel mai frumos moment din viața dumneatale pe care dacă ai avea putere să zici, uite, aș vrea să retrăiesc acel moment. Care e cel mai frumos moment? Cel mai frumos e, cum să vă spun, e acela de a fi undeva cu oficialități de asta să cânt, să-i vezi că-s implicați în viața artistică, în viața, acolo discutam și problemele de art. Și mult mă ajutau cu taraful, cu treburi, pe mine personal să mă îndrume la Rudeanu, de exemplu. M-au trimis era președintele Consiliului Județean. Vietnam. M-au trimis în Vietnam și am stat de ziua 1 decembrie. 1 decembrie, cu Genel am fost. Cu Mariana Angel, solistă. Am fost pe Pacific, cu vapoare. În Vietnam. În Vietnam. Și un om deosebit care
cum să vă spun, așa cu satisfacție, de spus, de, îmi face plăcerea pentru că tu ai fost, ești un instrumentist de valoare a județului, ne-ai adus multe laude în județ. Zice, mi-ar face plăcerea să te pot propulsa, să fii acolo, să cânți. La... Și acolo am avut de-a face cu fel și fel de... Ambasadori. Șef, ambasadori. Ambasadorul care a Indiei. Foarte mulți vorbeau limba română. Care au fost la studii în România. Înainte de 89 au făcut studiile în România. Și așa am putut comunica cu ei. E interesant. Asta cu Vietnamul noi am mai povestit o dată, tot în particular. Care e țara care te-a impresionat, în care ai călătorit și te-a impresionat cel mai mult și ți-ai dorit dumneatale ca să te mai întorci vreodată? Știm că dumneatale iubești România. Asta e clar, stabilit. Da. Cea mai frumoasă țară. Pentru mine a rămas și va rămâne. Am fost invitat să rămân pe Olanda, da. Pe Danemarca, pe nu știu unde, în Franța. Dar pentru mine Franța totuși a rămas o țară cu un respect deosebit. Ne-am făcut și multe prietenii, au venit și ei pe parcursul. După câțiva ani au venit și ei în România, m-au vizitat și pe mine, au stat și la mine acasă, câțiva din ei, că ne-am împărțit. Oamenii, totuși cu suflet, cu un suflet de ăsta european, mai altfel. Mai latin. Da. Mai apropiați de noi, de români. Dacă ai putea să repeți o perioadă din viața dumneatale, care ar fi asta? Copilăria, adolescența, perioada după căsătorie, copilăria lui Jenel, care perioadă ai vrea să o mai poți repeta o dată în viață? Cel mai mult a rămas Jenel, sufletul meu curat, care niciodată nu-l pot despărți de sufletul meu. Pentru că e un copil care m-a ascultat, care un copil educat și la rândul lui, copilul lui, iară tot așa, educat, cu mult bun simț, cu fata pe care o are, au un respect deosebit. Nevasta lui, nora mea, o fată deosebită, cu mult bun simț. Nevasta mea, toate legate de oaltă pentru mine, creează ceva, cum să vă spun, pentru o platformă mare, universală. Foarte, foarte plăcut. O salutăm pe Diana. Știm, și Diana vă iubește foarte mult. O vedem de fiecare dată acolo, alături de voi. E foarte interesant și eu... Dintr-o parte, așa, am văzut toate lucrurile astea, eu le trăiesc, dragii mei, pe viu, pentru că eu mă întâlnesc cu acești oameni minunați la foarte multe evenimente și tot ce ei povestesc, eu văd pe viu. De aici și hotărârea să-și ducem și celor, și celor de acasă, toate aceste întâmplări, așa cum familia aceasta reușește să fie un exemplu pentru noi, pentru noi ceilalți care ne uităm la ei cu alți ochi. O văd pe Diana când la Jenel se aranjeze cămașa, când la Nenea Pera, ne-am întâlnit la Mălăiești, hai la umbră, nu stăm în soare, apă, trebuie să avem grijă. E miraculos. Și toate aceste lucruri eu mi-aș dori ca toți cei de acasă să le înțeleagă, că până la urmă eternitatea faptelor se opresc undeva, dragii mei, că n-am descoperit decât tinerețea fără bătrânețe, nu viața fără de moarte. Și să nu uităm niciodată că acești oameni nu vor pleca niciodată dintre noi dacă știm să-i păstrăm în sufletele noastre și să le respectăm dorința de a duce mai departe din ceea ce ei au primit. Ajungem la acest instrument miraculos. Câți ani are? Dumnezeu mai știe, dar orice caz peste 100.
Eu cred că am mai pus întrebarea asta de cel puțin 10 ori și mi-ați răspuns același lucru. Există acele interviuri, dragii și mei. Și peste 100 o să vă spună, peste 100. Tot peste 100. Cred că numai eu, dacă din 2017 în presă, deci tot peste 100 înseamnă că are 200. O să ajungă, da, să ne ajute Dumnezeu. Ce se va întâmpla cu el la un moment dat? Va ajunge în muzeu? Îl veți dona țării? Sau... aia rămâne pentru să stabilească fiul meu, care va rămâne proprietarul lui în continuare. Acum suntem propuși să-l ducem, să-l șlefuim, să-l aranjăm, să fie mai fălos, mai practic, mai trebuie niște reparațiile. Și am zis că el m-a întrebat, genial, tată Pere, ce facem cu Taragotul, cum vrei tu? Era vorba cu muzeul, cu nu știu ce. Zic, rămâne la dispoziția ta, ce vrei tu pe parcurs, e proprietatea tatălui tău, a tău acum, e donat de mine și nu știu ce va fi, Dumnezeu știe. Sunt foarte convinsă că Jenel va alege cea mai bună variantă, pentru că el știe și iubește tradiția, iubește tot ce noi iubim și suntem alături de el. Nu vei rămâne singur, eu atâta timp cât voi trăi, promit să te susțin, să duci mai departe toate aceste tradiții din presă, chiar dacă nu voi mai fi în presă ca om, ca cetățean care consider că aceste tradiții sunt cartea noastră de identitate. Și vreau să ducem un pic povestea mai departe. Și aș vrea să aflu de la Nenea Pera ce iubește cel mai mult din povestea sărbătorilor de iarnă. Care e obiceiul pe care dumneavoastră îl iubești cel mai mult? Cel mai mult îmi place să vină colindătorii și îi aștept cu atâta drag și pregătit, suntem întotdeauna pentru ei, să simtă bine, să cânte muzica lor, să mă ocup un pic de muzicanții aia care vin, că sunt din ăștia tineri care umblă pe acolo, pe în sat. Și întotdeauna la mine vin și fac un popas acolo, să adună și ăștia mai tineri de pe învecini de pe acolo și jocă și chefuiesc și mi-e drag așa când îi văd câte energie există în ei. Dacă e zăpada mare, cum umblă pe zăpadă, cum... Sunt niște chestii de astea care îmi aduc aminte că și eu am trăit vremurile alea. Așa am umblat și eu. Cu toții am mers cu colinda. Care e colinda dumneata preferată? Sunt mai multe, dar pe una trebuie deschide să ușa creștine, sunt treburi din astea care eu le știu așa, din tarogate de unde. Și ne întoarcem acolo, la creștini. Care e colinda ta preferată, Jenel? Tot deschide ușa creștine, creștine, că dacă deschide creștin ușa, e bine. Deschide Dumnezeu inima, e adevărat. Așa e. Acum, e aceea întrebare. În ce an ai devenit dumneata tezaur uman viu? Mai știi? În... Câți ani ești? În 7 ani. 7 ani. 8 ani. 7-8 ani. Cum ai primit dumneata, și pe urmă să-l întreb și pe Jenel, cum ai primit vestea că vei deveni monument UNESCO? E foarte rar. Da. Atunci când m-a anunțat o profesoară de care era președinta jurului, nu știu cum s-au dat alea acolo, și mă anunță că trebuie să mă prezint să iau diploma de la Timișoara sau să vii aici. Ce diplomă? Că am destul eu. Băi, domnul Pera, zice, te știu, am umblat în lume. Păi diploma de UNESCO, îi trebuie, aia tot umblat să... Mi-a spus ce? Să nu o lasă că văd eu. Și atunci ce să fac? Închei cu ea și-i promit că fac. Dau telefon, era Mariana Deac, președinte la... Bă, Mariana, zic că... Uite, nu știu ce UNESCO, ce diplomă trebuie să... De. Bă, n-ai tu destul de diplome? Și aia, ca și mine. Ce diplomă mai trebuie? Hai să umblăm acum pe UNESCO, nu știu... Nici ea nu știa despre ce-i vorba. Bă... Dau eu telefon la una din satul Ocișor, o profesoră care era colegă la
cu profesora asta la facultate în Timișoara, la filologie. Și zic, mă, uite, aia mi-a dat. Da, păi știu, ai grijă că iau un titlu mare, ne mândrim cu tine că ești ăsta, singurul taragotist care are așa ceva pe țară, pe nu. Mă, zic, dar ce e asta? Nu știam efectiv ce înseamnă titlul ăla. Și începe aia și îmi explică. Și atunci zice, Fescă, o să te sune profesoara imediat. Și îmi dă aia telefon și spune, când ai o festivitate undeva acolo, ca să vin să-ți mânez eu personal diploma. Văd că nici cei ăștia de la cultură, de la voi, nu știu care-i treaba. Aveam la Gura Barza un spectacol mare. Festivalul Taragotului. Festivalul Taragotului, da, la Gura Barza. Și era domnul Moluț, președinte. Și vorbesc cu el, zic, uite, o, vine și Unescu și el. Dar vedem ce-i. Și vine aia și când începe aia să povestească ce titlu am obținut eu, ce-i pentru județul Hunedoara treaba, au rămas toți impresionați. Și felicitări și chestii și nu știu ce. Și atunci am mânat diploma și atunci am aflat și eu ce înseamnă diploma asta. După care imediat m-au chemat la București. M-au chemat pe toți tezaurii ăștia și Ioanes și pe acolo tot felul de ăștia pe cultură, pe nu știu ce. Să ne dea fel și fel de diplome, de premii, de chestii. Deci a fost, pot să spun că cea mai mare diplomă din viața mea și ăsta e adevărul. Și e un titlu care nu se dă cât, pe câte examene am trecut și pe câte ăsta, jururi și până la urmă am obținut acest. Mulțumesc la Dumnezeu. Și l-ai obținut nu pentru că dumneatale l-ai cerut. Toată activitatea dumneatale a fost studiată de către cineva, tocmai asta, eu știam povestea, dragii mei, asta am vrut să înțelegeți, cineva nu a depus o cerere, nu s-a făcut din partea județului, nici nu se știa că activitatea lui Nenea Pera e sub lupa cercetătorilor, pentru că această diplomă nu vine în urma unei cereri. Eu vreau să fiu. Nu. A fost ceva care a venit de la cei care cunosc și au citit cu atenție cariera dumneatale și tot ceea ce dumneatale ai făcut de-a lungul anilor pentru această țară și pentru acest folclor autentic românesc. După ce l-ai primit, am văzut la domnia matale o oarecare schimbare. Pentru că simt eu așa, de câte ori văd pe scenă, că spune tezaurul uman, Natalia e așa o tresărire, parcă, sau mi se pare? A, într-adevăr, e o chestie, aveți dreptate. Pentru că parcă impune respect. Da, e o chestie, poate nu s-a atent la ceva. Și când aud de treaba asta, știu ce înseamnă. Știu ce înseamnă chestia asta. E foarte interesant, îl văd. Eu m-am uitat la Nenea Pera pe scenă și l-am văzut de fiecare dată, dragii mei. În momentul când aude titulatura, are așa un moment de atenție. E o grea răspundere, zic eu. Da. Parcă era mai simplu fără, zic? Da, știți cum e. Nu pot să uit ambasadorul Indiei. Aia am fost noi la niște recepții acolo și care îi plăcea foarte mult cum sunam noi cântările și zice, mă, cântați aia care zboară aia. Bă, ce dracu o fi? El a fost în România. Și era vorba de o melodie românească, unde el a fost în România, a făcut ceva studii. Toamna când zboară cocorii. Pleacă cocorii, așa ceva. Și bă, nu-mi vine așa, dar acordeonistul meu, Mironuț, zice, bă, hai că o știu eu asta, doar o știți și voi.
Doamna, că pleacă cocori. Hai, Dunărea mea, Dunărea mea. Am început să o cântăm și mi-a dus aminte întotdeauna de treaba aia. Erau foarte satisfăcuți de melodiile astea românești. Unele din ele, bineînțeles. Foarte multe melodii românești au ajuns undeva acolo unde le e locul, la fel ca și Ciocârlia, să nu uităm că s-a ajuns să se patineze pe acea melodie. Folclor autentic românesc are ceva folclorul ăsta al nostru. Nu prea știm noi să-l respectăm uneori, nu-i arătăm respectul cuvenit, să spunem așa. Ne plac mai mult melodiile de petrecere și mie îmi plac, dragii mei. Toate la locul și la momentul potrivit. Atunci când e de petrecere, cântăm de petrecere. Dar atunci când mergem la spectacole și acolo unde simțim acea înălțare către cer, pentru că sunt momente în care, așa cum a fost și Festivalul Tăragotului de anul acesta, pur și simplu ruga a fost înălțată la cer. Deși am crezut cu toții că Nenea Pera va cânta mai repede în spectacol, n-am plecat niciunul până nu am auzit taragotul Nenea Pera cântând la Vața. Nu să îl ascultăm, sunt fer convinsă că îl găsiți pe toate canalele de media. Vreau totuși să luăm un pic de pauză și să ascultăm o muzică, o altfel de muzică, ceva din folclorul autentic românesc. Puțin și cu voie bună! Nu știu ce fac cu asta. Fac mai bine mergea la urmă. Thank you.
Eu personal și astăzi, dar în fiecare zi mă simt cumva recunoscătoare lui Dumnezeu că sunt, trăiesc în același timp cu Pera Bulls. Tu ai crescut alături de Pera Bulls, încă ne putem bucura de acest om minunat. Ce simți tu când îl vezi pe Pera Bulls, pe scenă, pe aceeași scenă pe care urci și tu? Pentru mine, maestrul Pera Bulls, Tezaur Roman Viu, este și va fi mereu un idol, o stea la care voi tinde mereu să ajung cu mâna, dar probabil nu o voi atinge niciodată. Și îi sunt și eu profund recunoscător, nu numai lui Dumnezeu, ci și maestrului Pera Bulls pentru tot ajutorul și toată susținerea pe care mi-a acordat-o în toată cariera muzicală și pentru că mereu mi-a fost alături. O moștenire dragă, dulce, dar și grea totodată, ați primit de la tatăl dumneavoastră. Da, într-adevăr, taragotul e un instrument sfânt, un instrument care foarte pretențios, foarte greu de cânta la el. Taică mi avea o vorbă, spunea, când mă urc pe scenă, parcă să urcă, intru un preot în altar. Așa mă simt eu pe scenă. Și trebuie să-l moștenesc și trebuie să-i duc mai departe talentul și dragostea lui față de taragot. E o obligație sau e ceva de suflet? E suflet. Suflet. Nu poate fi obligație, suflet. Din suflet se poate face ceva. Din obligație, niciodată. Ce simte fiul lui Pera Bulls atunci când urcă alături de el pe scenă? Am o emoție foarte mare. Am emoție și pentru el și pentru mine. Că vreau totul să iasă, să fie perfect. Și ne străduim să fie totul bine. Care e dorința fiului? Dorința fiului e ca tata meu să trăiască cât mai mult. Am revenit, dragii mei, și suntem aici în platoul la Dale Dimineții, tot așa în formație, nu ne-am schimbat încă. Eu nu le-aș mai da drum, nu i-aș mai lăsa să plece de aici, din studio. Aș sta cu Nea Pera și cu Jenel de povești aici la gura sobei, mult și bine să depănăm amintiri. Amintirile lor, nu amintirile mele. Jenel, cea mai frumoasă amintire a ta din copilărie, care e? Din perioada Crăciunului de iarnă. Da, perioada sărbătorilor, cred că toți copiii iubesc sărbătorile de iarnă și zăpada și iarna și probabil, nu știu, e ceva divin iarna. Mai ales la voi la Vața. De la Vața către Brad. Da. Acolo ai avut parte de adevăr, de adevărată ierni cu zăpezi, cred. Da, sunt, într-adevăr, iernile un pic mai grele, ca și la oraș. Dar dacă mai grele, că e de făcut focul, dragii mei, nu ca aici la noi, acolo chiar crep lemne. Și acești oameni minunați, înainte de a pleca la concert, fac ațâțele, greșesc, pregătesc lemnele de foc, pentru că femeile rămân acasă, să fie mai ușor. Lemnele toate aranjate și să știți că asta face parte din viața oamenilor care trăiesc acolo. Da. Nu că la noi la gaz, că dăm centrala pe mic și plecăm. Acolo la Vața se pregătește lemnul, se așează în acele corfe, greșesc, se cară în casă și da, dacă rămâne soția acasă, pune ațâțelele, aprinde focul pe când se întoarce bărbatul acasă să fie cald în casă, că vine obosit. Greșesc cu ceva? Nu, dimineața am făcut lucrul acesta. Ei, ați văzut, dragii mei, am locuit și eu la țară, deși sunt singură la părinți și crescută la bloc, am locuit la Orășteara de Jos, o spun cu mândrie, și exact același lucru am făcut și l-am învățat, dragii mei, după 22 de ani. Dar e o plăcere. E o încântare și e cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Iubesc copilăria mea, dar partea aia de la Orășteara de Jos mi-a rămas mereu la suflet. Și m-aș întoarce acolo în fiecare zi, dacă aș putea. Și nu se știe niciodată. De-aia te-am întrebat, în ce perioada vieții tale, dacă ar fi să repeți o perioadă,
Care e momentul pe care l-ai alege să-l retrăiești? Păi, toate momente. Ai avut o viață fericită dacă nu știi să alegi un moment. Da, pot să spun. Asta înseamnă să fii fericit. Pot să spun că da. Chiar și înainte de căsătorie am avut o viață frumoasă, fiind cu muzica, am fost tot timpul prins. Nu îți dai seama cum trece viața. M-am trezit și eu la niște ani că au trecut așa foarte repede. Ți s-a părut vreodată greu, adică o răspundere foarte mare să duci mai departe ceea ce tatăl tău a început? Păi asta e normal că trebuie să o duc mai departe și sunt conștient de felul că trebuie să continui ce a început el, adică ce a început el, că și el a luat la rândul lui și-o preluat și-o continuat și eu trebuie să continui la rândul meu. Deci am o responsabilitate. Am învățat melodii care sunt foarte vechi, care nu se mai prea cântă. Dar știți cum e și cu melodiile astea? Le înveți, e ca și mersul pe bicicletă, nu o să le mai uiți. Și când e nevoie de ele, poți să le cânt. Da, foarte frumos. Noi am mai vorbit, eu am mai încercat să ajung la sufletul lui. Greu, dragii mei, greu, că nu a vrut, am fugit după el cu microfonul de... Până la urmă, greu l-am prins să poată să vorbească. E cumva... atunci la Vața, când am vorbit, ți-au dat lacrimile. Și astăzi am văzut că la un moment dat ai lăcrimat. Simți, eu n-am putut să duc mai departe și regret astăzi, pot să spun cu inima pe suflet, tu ești un om norocos și binecuvântat, pentru că poți și știi cum să o faci, spre deosebire de noi, care nu am învățat. Tu ai reușit cumva să înveți de la tatăl tău acest respect față de ce ai primit din familie. Făcând o zi de zi, cred că nu realizezi la un moment dat ce lucru minunat faci. Ți se pare normal să faci asta, dar tu faci un lucru deosebit. Nu am ce să fac. Trebuie să duc povara asta, să-i spun așa. Nu știu pe viitor ce o fi și cum o fi. Acum pot să zic că și eu sunt un norocos pentru că sunt... e ansamblu de la Deva, de la Centrul de Cultură, care au scris multe melodii pe note și care rămân, nu trebuie să le mai ține minte, că ce e scris, e scris. Și sunt emisiuni prin media care rămân înregistrări. E mai ușor, ca și cum a fost la vremea lui când... Trebuia să ții totul minte că nu reușeau să scrie. Așa, și ajungem la Centrul de Cultură și Artă. Eu încă o dată l-amintesc pe domnul manager Ciprian Roman, de curând a fost aici. Cu toții știm că eu apreciez activitatea celor. Și noi apreciem foarte mult. Și domnia sa și colectivul de la Centrul de Cultură și Artă are un respect deosebit față de ce face Neneapăra și de ce faci tu la momentul ăsta. Pentru că te-am văzut alături de ei și la București, la Târgu de Turism anul acesta. Te vedem din ce în ce mai des alături de ansamblul profesionist Drăgan Muntean, ceea ce e un lucru care ne bucură, pentru că noi ne dorim cam mereu să rămâneți alături de noi în spectacole și în concerte. Și da, într-adevăr, ceea ce face maestru Câlțea alături de Ovidiu, alături de Vali, ei scriu și exact cum ai spus, ce s-a scris rămâne scris. Adevărat. Dumneata l-ai cântat cu orchestra ansamblului Drăgan Muntean, profesionist Drăgan Muntean, de nenumărate ori, n-am degete, n-am timp să le număr. De curând ai cântat cu ei La Vața. Am fost în sală, Neneapăra, la lansarea unui alt tânăr de La Vața, care, din respect pentru ceea ce dumneata l-ai făcut, Vlăduț, Vlad Lință, duce mai departe mândria de La Vața de Jos. Și dumneata l-ai urcat pe scenă,
alături de orchestra ansamblului profesionist Dragan Muntean, alături de Vlad Lință și alături de nenea Ionel Coza, maestru Ionel Coza, da, care e mereu acolo lângă dumneatale. Ce ne poți spune de momentul ăla emoționant? M-a impresionat mult băiatul ăsta pentru vocea lui și pentru felul lui de a fi, talentul lui, omenia lui care există în el, bunul simț. Educație. Al lui. Are o educație deosebită și părinții lui sunt deosebiți și mai are un frate, iară... Pe Victor. Da, de Victor. Și i-am dat acum o piesă, Frunza, am zis, te rog frumos, ia-o și consider-o că e din partea mea și respectă că e o melodie extraordinară. Domnule, o scos din ea, o bijuterie, am cântat o săptămână trecută la spectacolul care a fost la Vața, vă spun, toată sala s-a ridicat în picioare și l-a aplaudat. Și din toată țara era acolo. E o voce deosebit și un viitor, bineînțeles că aici are un rol deosebit și Ciprian Roman. Corect. Care l-a corectat bun, l-a educat, l-a pregătit și mă bucur, Dumnezeu să le ajute. Așa trebuie, un talent din ăsta trebuie ajutat, că altfel, dacă nu-l ajută nimeni, îl jocoresc unii și alții, rămâne nul. Așa, uite, o prins, e și băiat, cum să vă spun, pregătit așa, sufletește. Da, e foarte curajos. Da, eu curajos? Îl cunosc, dar e extrem de curajos. Mie mi s-a părut deosebit la Vlad curajul. Da, mi-a mulțumit acolo public pentru îl mulțumesc doi de care, mă zic ce, Frunza, da, mi-a făcut să Frunza. Am făcut eu o returnelă la ea de complicat, așa. Vai, și-a plăcut. Ascultați un adevărat aragotel. Și a început el să cânte. A făcut niște cuvinte pe aia și felul lui cu vocea aia profundă a lui a impresionat publicul. Nu mai avem mult timp. Eu am spus, aș fi stat, mai ascultăm muzică, pentru că pe lângă vorbe ascultăm și muzică. O să avem și colindă până la finalul emisiunii, dragii mei. Dar nu pot să nu întreb, nenea Pera, că nu mă lasă sufletul. Natal, ai ridicat foarte mulți artiști. Faptul că ai apărut lângă ei pe scenă și știu momente în care artiștii, soliștii tineri, au fost momente de fâstăceală pe care eu le-am prins și Natal a intrat în scenă alături de ei și i-ai repus acolo la locul lor. Ea are județul ăsta câteva voci pe care de-abia apucăm să ajungem să-i auzim la câte un spectacol. Eu știu că dumneata le iubești pe toți, eu știu asta și te-am văzut alături de ei de fiecare dată. Care sunt cei mai îndrăgiți interpreți de muzică populară, folclor autentic românesc, mai aproape de sufletul dumneatale? Ai câțiva dumneatale pe care îi ocrotești, da, așa? De exemplu, pe Ciprian Roman îl respect pentru comportamentul lui, pentru felul cum e atașat de ceilalți, că la funcția lui ar putea să elimine pe urmă. Și pe urmă, vocea lui, caldă, plăcută, frumoasă și universală pentru toată țara. Pe urmă e Bogdan Toma, e Olare, e ăsta alalt, Fodor. Ciprian... Cristian Fodor. Cristian Fodor. No, sunt mulți, sunt soliste de valoare. Mariana Angel, fiica sa. Adriana. Foarte isteață fată și foarte calculată. Da, adevărat. Și da, blândă. Da. Mariana Deac, care, vorba aia, are o voce de aur. Și, da, ce să vă spun, sunt mulți, nu mi-aduc aminte acum
momentan pe toți, dar avem tezaure din astea extraordinare în județ. Mulți soliști, că de multe ori am zis extraordinar. Dar vă spun, vine din urmă tineretul. Băiatul ăsta, vă spun, va fi o emblemă a județului nostru. Așa e, Neneapăra. Lință. Așa e, Neneapăra. Și eu văd lucrurile la fel. Și așa cum noi, așa cum noi trăim, să spunem, cu dragoste de folclor autentic. Și orchestra Dragan Munteanu, dirijată de Hâlcea, de profesorul Hâlcea, este la un nivel extraordinar. Și are niște instrumentiști de mare valoare acolo. Urziceanu, Lucaci, nu mai știu. Vali. Da, Vali. Ovidiu. Ovidiu, da. Fălăuș, da. Comori, Sisi, comorile județului Hunedoara. Da, da, eu, da. Într-adevăr, îi cunosc. Eu le spun comori, am avut de curând o emisiune cu Adi Lucaci, cu Adrian Lucaci. Eu le spun comori. Când le-am început să le spun comori, zâmbeau. Astăzi parcă încep să înțeleagă și ei că sunt o valoare pentru, da, județul, da, Hunedoara. Da. Și nu numai pentru cântat. Că contează și mult familia, felul de a fi. Corect, Nenea. Contează foarte mult. Să-ți dea Dumnezeu sănătate. Asta încerc să reușesc, să aduc acasă telespectatorilor. Familia, felul de a fi, comportamentul de pe scenă, dar și în spatele scenei. Da, și instrumentiști buni, care studiază, care... Au școală deja și scriu ceea ce... Da, da. Și respectă... Eu de câte ori am stat de vorbă cu ei, bă, autenticitatea folclorului contează foarte mult pentru un instrumentist. Că ne adunăm noi la nu știu ce și facem tehnicile noastre salve. Dar cântă, pune pe unul de ăsta să cânte o melodie exact cum se cântă, autentic. Cum au cântat-o moșii și strămoșii noștri. Contează foarte. Da, contează să știi să pui pe note. Asta, da, face Ovidiu Pintilei și maestru Câlțea. Da. Asta nu înțelegem noi cei de acasă. Ei scriu pe note ce dumneata le încerci să le explici în cuvinte și prin degete. Din păcate, am terminat această emisiune. Pintilie, ăsta e un copilon armonist și ăsta de mare valoare. Are întotdeauna rezerve. Și zice, las că aici, dacă nu iasă bine, mai genial, sunt prieten bun cu el și să înțeleg. Deci aici Ticu parcă n-a ieșit tonul ăla. Îl fac eu. Trebuie să iese. Mulțumim, Ovidiu. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru prezența în emisiune. E miracolul pe care eu mi l-am dorit în viața asta. Bine, îmi doresc în continuare să facem o emisiune și la Vața, la primăvară, în acea livadă înflorită, să ne întâlnim cu toții cu bine. Vă doresc sărbători liniștite, cu pace în suflet, binecuvântate, să primiți mulți colindători. Eu sunt convinsă că la Vața va fi un Crăciun deosebit anul acesta. Până acolo, ce să zic, să vă dea Dumnezeu sănătate, să duceți mai departe ceea ce ați început. Și noi vă dorim dumneavoastră și familiei dumneavoastră și ce să vă spun, să vă aducem mari mulțumiri și sănătate, să ne mai putem întâlni, să ne mai puteți pune întrebări, să venim și noi cu răspunsuri din ce în ce mai bogate în viață și în folclor și să fim fericiți toți. Ne ajută. Vă mulțumim din suflet. Și mulțumim și întregii echipe pentru răbdarea care au avut-o cu noi și vă invităm la Vață. Mulțumim! Noi aici la Hunedoara 1 TV avem o echipă minunată și eu le mulțumesc de fiecare dată când am onoarea și când nu sar calul. Mulțumesc Andra, mulțumesc Rossi, mulțumesc Alin, mulțumesc Bianca, îi mulțumim Corinei pentru toată răbdarea cu care ne urmărește în fiecare zi și ne permite și ne dă voie să aducem în casele dumneavoastră acești oameni minunați. Până mâine sau până în curând, când ne vom revedea, dragii mei, în direct aici la Dale Dimineții, eu nu pot să vă spun decât atât. Vă iubesc și să vă rog să iubiți și voi și să dăruiți, dragii mei, din iubirea voastră. Bine, o binecuvântare! Mulțumim!